România este în stare de urgență și este esențial să limităm contactul social pentru a ține epidemia de coronavirus sub control. Au fost 16 români diagnosticați de aseară și până astăzi și toți 16 s-au vindecat în ultimele săptămâni. Toate datele le are Mădălina Iacob. Mădă, bun găsit, te ascultăm! Bun găsit, am revenit cu Observator Update, locul din care vă aducem cele mai actualizate informații privind COVID-19. Eu împreună cu ceilalți colegi ai mei de aici, din redacție, dar și din toată țara, culegem cele mai noi informații și vă le aducem oră de oră. Iată că ultima informare a Grupului Național Strategic ne arată 184 de îmbolnăviri pe teritoriul României, infectări COVID-19 și încă 16 cazuri noi astăzi. Iată că vorbim despre 7 îmbolnăviri Iași, 2 Suceava, 2 Neamci și câte un caz în Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița Năsăud și Vrancea. Persoanele confirmate pozitive au vârste cuprinse între 21 și 65 de ani. În acest moment avem peste 3.000 de persoane în carantină și peste 16.000 de persoane care sunt izolate la domiciliu, sunt monitorizate atent din punct de vedere medical. Avem și vești bune care vin de la Institutul Matei Baș din Capitală. 3 persoane urmează să fie externate astăzi, tocmai pentru că au fost declarate vindecate. Asta ne arată 16 oameni vindecați în total până acum pe teritoriul țării noastre. Vreau să vă spun că începând de ieri, odată cu declararea stării de urgență de către președintele Klaus Iohannis, la nivel național au acționat aproximativ 28.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, adică polițiști, pompieri, jandarmi și polițiști de frontieră. Trebuie să vă mai spun 36 de dosare penale deja pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Așadar, păstrați vă calmul, fiți responsabili, dar foarte important, respectați măsurile impuse de autorități. România se află în stare de urgență, așadar măsurile impuse de autorități sunt deja foarte importante. Dacă ne uităm la nivel mondial, peste 184.000 de persoane diagnosticate, peste 7.000 de persoane care au decedat, dar deja aproape 80.000 de persoane vindecate. Facem și noi apel la calm, la responsabilitate încă o dată și la respectarea măsurilor impuse de autorități. Revenim cu Observator Update și ora următoare, atât pe pagina noastră de Facebook, pe site-ul observator.tv, dar și în jurnalele Observator. Mă dați mulțumim pentru aceste informații.